Deci, după cum știți, v-am spus și anul trecut, dorim ca tot ce înseamnă marcaje rutiere să fie făcute începând cu acest an în regim propriu. În acest sens, este un curs de achiziție cu mașină modernă cu care vom putea face marcajele rutiere pe străzile din Sfântul Gheorghe și începând cu acest an dorim să le facem în regim propriu. Nu mai vrem să licităm, să vină firme de la 500 de kilometri care nu-și fac treaba și nu lucrează într-un ritm pe care noi ne-o dorim. Deci, practic, anul acesta, din acest punct de vedere, cred că putem spune că acest an va fi un an al investițiilor în siguranță rutieră. Când vorbesc despre siguranță rutieră, nu mă gândesc doar la marcaje, ci ați văzut aceste noi semnalizări la stații, la trecerile pentru pietoni. Deci asta va face, vom face tot în un regim propriu și cu siguranță va fi mai de calitate decât au fost până acum făcute de firmele venite din alte județe. Deci vorbim despre străzile Vara de Iojef, rândulicii grădinarilor, unde lucrările au început anul trecut și se lucrează și acum, urmând a se finaliza unele chiar în viitorul apropiat. Strada Tineretului, unde tot așa se lucrează și avem contract, se vor continua lucrările. În strada Vulturilor și strada Laszlo Ferenc vor începe lucrările foarte curând. Avem contractele de execuție, finanțarea asigurată și practic avem autorizații de construcție, ordin de începere a lucrărilor peste câteva zile. Strada Coș-Caroi, care ar trebui continuată anul acesta, pe strada Banchii Donat ar trebui sau urmează să fie pus un strat de uzură și sunt câteva străzi care sunt în diferite faze ale licitațiilor. Vorbim despre strada Crângului, strada Dealului, despre Andrei Șagur, Pușca Știvădoar și peste câteva zile va fi licitată și strada 3 decembrie, porțiunea dintre Piața Sfântul Gheorghe și Semafor. Nu vă pot spune când încep lucrările aceste străzi, depinde de proceduri, licitații și așa mai departe, dar sunt străzi unde dorim să facem modernizări în acest moment din fondurile proprii. Există o serie de străzi care au fost cuprinse într-un proiect european și urmează a fi reabilitate dintr-un proiect european. O să rog pe domnul Tot Birtoncea să le enumere. Evident, sunt multe alte străzi care sunt în diferite faze ale licitațiilor. E posibil ca să începem o stradă despre care azi nu vorbesc, pentru că o să reușim să încheiem contract de execuție mai repede decât în străzile despre unde deja am început licitațiile. Știm cum sunt procedurile, poate se simplifică, se rezolvă, dar cu siguranță în aceste străzi despre care am vorbit, Varo, din Rândulicii, Grădinarilor, Vulturilor, Tineretului, Laszlo Ferenc, sunt unele unde lucrările vor fi finalizate peste câteva săptămâni, altele unde lucrările vor începe peste Programul operațional regional se pot depune proiecte pentru obținere de finanțare, pentru îmbunătățirea transportului public local și transportului local alternativ, biciclete, pedestrian. Și, bineînțeles, sunt străzi pe care există acum sau, conform planului de mobilitate, va exista circulație de autobuz, de transport public local și, bineînțeles, și pistă de biciclete și trotuare pentru pietoni. E vorba de strada Ciucului, de strada Grigore Bălan, de strada Țigaretei, pe care până acum n-a circulat autobuz, strada Fabricii, strada Nicolae Organici. Pe acestea, de un timp, nu circulă autobuz și de
străzi care sunt în apropierea stației finale din cartierul Sineria, a Sferozelor și Sarcini. O serie de străzi pe care circulă autobuzul au fost deja reabilitate, deci nu se mai pune problema investițiilor pe aceste străzi. Bineînțeles că o să fie și pe străzi în care nu există trotuar și pistă de bicicletă, renovare, pe lunga Oltului se va face trotuar și pistă de bicicletă din acest program, asemenea pe Păiuș David. Intenționăm să facem pod pietonal și pentru bicicliști între strada Păiuș David și strada Iorga, de fapt lângă magazinul Trident, care acum nu este în funcțiune, pe locul fostului pod, care nu figurează în evidență, dar a fost folosit, a fost făcut de IMASA și a fost folosit de locuitorii orașului. Și acestea sunt proiecte care vor să se realizeze prin POR. Acum, anul acesta, suntem în curs și aici, suntem în proceduri de achiziție publică pentru documentații și termenul de depunere a cererii de finanțare este 31 decembrie. Și până atunci trebuie să facem proiectele și urmează ca până în 2023 să se realizeze aceste